Bine ați venit, dragi persoane, în Zodia Rac! Cu mare plăcere voi face pentru voi o etalare în cărțile obișnuite care să se refere la următoarele răspunsuri. Da? Cine anume va duce vestea bună? Cine anume va duce darul? Cine va duce vorbele bune, complimentele și de ce parte vin deciziile? Bine, pe care le luați sau ce decizii luați și în legătură cu cine. Dragii mei din Zodia Rac, voi folosi cărțile obișnuite și vom cere sfatul și din partea acestui pachet de mini tarot. Voi aprinde o lumânare pentru semnul Rac, pentru sănătatea voastră. Vă invit chiar să vă puneți o dorință pentru sănătate și pentru împlinirea dorințelor. Aprind această lumânare, dorindu-vă toate cele bune, să vedeți pur și simplu că tot ce vă doriți se împlinește. A durat un pic mai mult, dar tot este bine. Da, aici avem dragii noștri raci. Haideți să vedem. În timp ce amestec cărțile, cu mare drag vă anunț că vom vedea cele patru planuri. Da? Primul plan personal, sentimental, planul al doilea legat de profesie, planul trei legat de finanțe și ultimul legat de suflet și de sănătate. Totodată vroiam să vă invit să vă abonați. Dacă n-ați făcut-o deja, este gratuită abonarea, să oferiți like-uri dacă vă plac filmările și să apăsați pe clopoțel pentru a fi anunțați ori de câte ori vin noi filmări pentru dumneavoastră. Haideți să vedem, dar eu simt nevoia să mă opresc și vom extrage câte 5 cărți, respectiv surpriza, dar ca să vedeți, dragii mei, da, cele 5 cărți, bun, după aceea, pe planul personal relațional a fost, al doilea rând va fi pentru profesie, al treilea rând pentru finanțe, al patrulea rând pentru planul sufletesc și al sănătății. Mi-au rămas 4 cărți pe care am să le poziționez ca surprize, dragii mei, câte o surpriză pentru fiecare plan în parte. Haideți să vă spun, vestea bună, vestea bună, da, nu se vede, dar eu o extrag, vestea bună se află pe primul dintre rânduri. Primul rând a fost legat de personal și relațional. Aici încep relații noi, au loc împăcări. Vestea bună legată de o relație, cunoașteți persoane noi. Eu văd aici energii foarte frumoase. În primul rând că văd sufletele pereche. Vedeți, și dama și popa au același semn. În cazul de față este vorba poate de relații pe care le aveți cu persoanele cu ochii verzi sau albaștri. Ori considerați că este cineva din gem în balanță vărsător. Deci este aici o veste bună de la destin. Dar mai sunt și persoane șatene cu ochii căprui, da, care ar putea să fie din Taur, Fecioară, Capricorn și pot fi mai plinuțe sau mai scunduțe și mai văd și persoane, doamne, din zodia leului sau berbecului sau săgetătorului. Da? Ori sunteți persoane cu ochii negri sau căprui, brunete. Da, sau aceste persoane cu care voi interacționați sau pe care urmează să le cunoașteți, da, vă aduc veștile bune despre care am întrebat. Surpriza, dragii mei, se referă la acest valet de cupe. Da, este o îndrăgostire aici, dragi raci, și sunt persoane din zodia peștilor, racilor și scorpionilor. Sau sunt persoane blonduți, șatene, cu ochii căprui, ori deschiși la culoare. Bun, deci primul plan personal relațional l-am rezolvat. Ce să vă spun? Să vă spun darul, că așa îmi place. Deci pe ultimul rând, pe cel care vorbește despre suflet și sănătate, am acest dar, darul de bani sau un cadou foarte frumos.
Da, și este de iubire din partea unei persoane care vă iubește, văd multă pasiune. Sănătatea voastră va fi bună, veți avea vești foarte bune, da? Legat de sufletul vă cântă cu bucurie și această bucurie face parte din destinul vostru, dragii mei. Iată cum a căzut dama de romb, sper să mă credeți ca să nu deranjez aici cadrul. Dama de romb s-a manifestat pe tot pe planul acesta al sănătății și sufletesc. Deci vă rog, considerați și persoanele șatene, da, că ar putea să fie darul din partea unor persoane șatene cu ochii căprui sau persoane din Taur, Fecioară, Capricorn, ori mai plinuțe sau mai scunduțe. Și văd și regele de foc, adică berbec, leu, săgetător, da, un bărbat, care ar putea de asemenea, da, să nu fie în zodiile astea, dar să fie brunet cu ochii negri sau căprui. Foarte frumos este și planul acesta pe care îl am menționat. Îmi dau seama, dragii mei, că nu am extras surpriza la relație, dar o să-l extrag. Eu acum am să vă spun care este surpriza pe planul sufletesc și al sănătății. Vine de la o doamnă, da, poate că sunteți voi această regină de cupe, din rac fiind, sau poate să fie o doamnă din pești sau din scorpion de zodie de apă, ori pur și simplu să fie blonduță șatenă cu ochii căprui. Bun, dragii mei, cred că v-am spus de surpriză, pentru că aici mi-au rămas două rânduri, mi-au rămas profesia și finanțele, da, și cu surprizele lor. Hai să vă spun așa, că în curând, da, pentru că am acest 7 de inimă neagră, veți avea o bucurie în casă, da, o bucurie în casă sau o bucurie la locul de muncă, pentru că a fost o ceartă, a fost un conflict, a fost o supărare și se va rezolva ceva dacă ați fost nemulțumiți într-o situație sau alta, se va găsi o rezolvare. Și văd că vă ajută fie persoane cu ochii verzi sau albaștri sau persoane din gemeni în balanță vărsător, da, legat de profesie. Sau e un rege de cupe, da, o persoană din rac scorpion pești, poate chiar voi sunteți aici. Nu știu, e o bucurie legată de o firmă pe care o aveți sau din partea unei firme. Poate fi un job nou, da, poate ați fost supărați că nu ați avut vești bune legate de un job și acum apar acestea. Da, poate fi cineva din rac scorpion pești sau blonduț șaten cu ochii căprui. Surpriza pe partea aceasta profesională vine cu un drum scurt. Da, faceți un drum scurt și primiți această bucurie în casă. Veți și sărbători și este foarte curând, poate mai repede decât vă așteptați sau vă ia prin surprindere, dragi raci. Hai să vedem care este și bucuria, da, nu bucuria și mică și mare, sunt legate de finanțe. Deci veți primi o sumă de bani, după care va veni o sumă și mai mare. Da, deci văd două bucurii și astea sunt pe planul financiar. Și văd și vorbe bune, împăcări, dragii mei, vorbe bune, împăcări, complimente, da, lucrurile merg foarte bine. Văd însă și deplasări care au și o noapte de cazare. Nu știu, poate vă referiți, poate financiar veți cheltui, veți primi bani și veți cheltui pentru o vacanță, pentru un drum cu cel puțin o noapte de cazare. Și poate fi implicată o persoană din berbec leu săgetător cu acest valet de bâte, ori este cineva care se gândește la voi, o persoană brunetă cu ochii căprui sau negri. Și iată, surpriza, dragii mei, vine de la un capricorn, un taur sau o fecioară, sau poate fi o persoană șatenă cu ochii căprui, de asemenea mai plinuță sau mai scunduță. Hai să vedem, dragi raci, care sunt sfaturile pentru fiecare plan în parte și vom considera acest mini tarot, care este foarte frumos. Și avem așa, în primul rând văd o regină
sau un rege, nu, e regele de monede. Pe planul acesta, personal, relațional, văd că vine o ofertă foarte serioasă sau dacă sunteți deja într-o relație, aceasta este stabilă și sigură și vă puteți baza pe cineva din Taur, Fecioară, Capricorn. Da, este un rege de monede, este o persoană căreia îi place să mănânce bine, să se îmbrace bine, să îi place să stea la casă, da? Dar dacă este o ofertă pe care o veți primi de dragoste, aceasta nu vine impulsiv, așa ca un rege de băte, vine ca un rege de monede, care mai analizează și care ia deciziile, da, probabil veți afla așa, vor fi primele întâlniri care vor duce pe relații în timp, da, pe termen lung. Dar se apropie, da, regele de monede este cel mai lent dintre toți regii. Asta pe planul personal, da, relațional. Sau este efectiv cineva din, cum să vă spun, da, cu care deja aveți o relație și vă înțelegeți foarte, foarte bine. Deci veți fi foarte bine aspectați. Acum, pentru planul profesional s-a evidențiat schimbarea, dragii mei. Are loc o schimbare pentru voi, o schimbare de job, o schimbare de departament, o schimbare în atitudinea voastră față de job, ori este un scorpion care vă ajută într-un anumit domeniu, dar voi încheiați un capitol care nu a mers și în care ați consumat și resurse materiale și resurse sufletești, da? Se încheie ceva, asta pot să vă spun, legat de profesie. Și planul financiar vine cu un 9 de spade. Voi sunteți îngrijorați financiar, dar am văzut, dacă vă amintiți bine, am văzut și bucuria mică și bucuria mare. Deci, dragii mei, în următoarea perioadă, de câteva săptămâni, maxim o lună, voi nu veți mai avea aceste griji, 9 de spade, da? Întâi primiți într-adevăr o sumă mai mică, după care vine o sumă mai mare, care, da, parcă mai e o spadă ca să se termine un necaz pe planul acesta financiar. Hai să vedem și pe planul sufletesc și al sănătății. Dragii mei, avem, wow, ce frumos, avem împărăteasa sau nu? E Marea Preoteasă cu doi romani, este Marea Preoteasă. Deci voi, din perspectiva sufletească și a sănătății, vă veți simți bine în pielea voastră, pentru că Marea Preoteasă este cartea racului. Veți avea multă intuiție, multă înțelepciune, veți fi foarte apreciați, veți fi confidenți, puteți afla secrete care să fie în ajutorul vostru. Așadar, chiar stă foarte bine planul acesta sufletesc și al sănătății și veți depăși anumite dificultăți pe care poate le-ați avut. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenția voastră, nu uitați să vă abonați. Dacă v-a plăcut, m-aș bucura să oferiți un like. De asemenea, apăsați și pe clopoțel pentru a primi notificări ale următoarelor filmări. Să fiți sănătoși, să vă meargă bine și să fiți ocrotiți și ocrotitori. Eu vă îmbrățișez cu mult drag. Pa, pa!